Discuții aprinse în plenul Parlamentului pe tema dublării alocațiilor pentru copii. Parlamentul României a adoptat legea de respingere a ordonanței de urgență care amâna dublarea alocațiilor. Dacă legea va fi promulgată de către Klaus Iohannis, guvernul ar trebui să crească alocația pentru copii până la suma de 300 de lei. Președintele are la dispoziție 20 de zile pentru promulgarea legii, însă o poate retrimite în Parlament. Nu este prima dată când alocațiile pentru copii reprezintă un motiv de dispută în Parlament. De data aceasta, parlamentarii PSD au susținut că sunt bani la buget pentru dublarea alocațiilor. În același timp, cei de la PNL au vrut să amâne acest proiect până la 1 august 2020. Așa că până la discuții aprinse, nu a mai fost decât un pas. Oamenii spun că e mai mult decât binevenită decizia, iar unii cred că, în continuare, sumele alocate pentru copii sunt mici. Da, sunt de acord. Acest proiect mi se pare prioritar pentru că se referă la copiii noștri, la viitorul nostru. Deci primul lucru este, într-adevăr, mărirea alocațiilor. Și așa sunt mici și așa dublu înseamnă puțin, da? De la matematică, da, 1 ori 1, fac tot 1. Este absolut necesară mărirea lor. Verbal am auzit că sunt proiecte, dar în ce se vor transforma, nu mai știm. N-am ales din nou cum trebuie. Spun că nu mai am copii. Păi, mi se pare un lucru foarte bun, pentru că oricum suma pe care o alocau până la momentul ăsta era una insuficientă ca să acopere nevoile lor și, sincer, nu consider că un copil trebuie să se folosească de banii doar ca să mănânce. De exemplu, ar putea să investească, nu știu, în educație sau pentru alte aspecte importante pentru dezvoltarea lui și consider că e un lucru extrem de pozitiv. Dublarea alocațiilor a fost amânată la începutul acestui an după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea adoptată de Parlament. Guvernul a susținut că în buget nu erau prevăzuți bani atunci, astfel încât era nevoie ca legea să fie amânată până după rectificarea bugetară din vară. În luna decembrie a anului trecut, Camera Deputaților a votat decizional propunerea legislativă care prevede dublarea alocației pentru copii între 2 și 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. După votul din plenul Camerei Deputaților, fostul ministru PSD al Muncii, Marisu Budăi, a declarat că PSD le transmite copiilor de ziua lor că le dublează alocațiile. Guvernul Orban le transmite salutări.